Oamenii consideră că, deși ordonanța privind salarizarea își dorește eliminarea inechităților și a discriminărilor, aceasta a creat anomalii în sistemul de asistență socială. Ei spun că diferențele sunt uriașe, iar pentru ei orice ban în plus contează. Nemulțumirile sunt legate în primul rând de salarizare și de tratamentul inegal în sistemul public, pentru că asistența socială este în aceeași familie ocupațională cu sănătatea. Am înțeles că pentru România sănătatea este prioritară pentru că medicii pleacă din țară și trebuie să fie motivați într-un fel, dar nu cred că putem ierarhiza sectoare de activitate în România separând în șmecheri și fraieri. Nu putem trăi nici fără asistență socială, nu putem lăsa bătrânii să moară pe stradă sau copiii care sunt în cazuri sociale sau dizabilități să nu fie îngrijiți. Singura soluție legală pe care o avem este să protestăm sau să inițiem conflicte colective, inclusiv greve. Comparativ cu remunerația muncitorilor necalificați din diferite instituții publice, lefurile asistenților sociali sunt mult prea mici, spun oamenii. Noi, asistența socială, am fost ignorați și am dorit aceleași drepturi ca în sănătate. Avem niște salarii mizerabile. Din 2009, eu, ca asistent social, am același salariu de 1000 de lei. Această profesie am făcut-o cu foarte mare pasiune, am pus trup și suflet și mi-am dorit să fiu alături de oamenii bolnavi. Sunt salariile foarte mici în afară de programul care îl avem non-stop, lucrăm de noaptea de Revelion, sâmbete, duminice, non-stop. Avem grijă de copii cu dizabilități și avem responsabilități maxime pentru ei. Oamenii de calitate nu vor mai fi atrași de asistența socială, vor căuta alte domenii. Deocamdată încă mai sunt oameni nimoși care lucrează pe aceste salarii din principiu că trebuie ajutat semenul tău. Ne considerăm cenușereasa sistemului de salarizare bugetară. Asistenții sociali doresc modificarea ordonanței privind salarizarea, acordarea de beneficii angajaților din acest sistem, încheierea unui contract colectiv de muncă la nivelul sectorului de activitate, dar și stoparea externalizării serviciilor.